Această emisiune conține plasare de produse. Partenerul emisiunii este cafeaua Michel Odor. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la Vedete fără secrete. Este primăvara, anotimpul în care renaște sufletul, renasc speranțele și visele noastre la oaltă și este timpul în care mai mult poate ca niciodată inimile noastre vor să cânte, vor să zboare, vor să fie plină de soare, de culoare și de toate emoțiile frumoase și pozitive. Cred că nu o să se supere domnii care ne urmăresc acum pe mine dacă o să zic că primăvara este cumva anotimpul dedicat în exclusivitate femeilor, așa că să știți, dragi doamne, că în această seară avem un invitat special pentru dumneavoastră care chiar la această clipă din scena platoului nostru va cânta cu dragoste. Întâmpinați-l, deschideți ușa sufletului și a casei, pentru că vă cântă cu tot dragul marele artist al neamului nostru, Mihai Ciobanu. Iubito, câtă vreme oare să fi trecut de când eram vrăjiți de aceeași sfântă floare, ascunși de același verde ram. Vrăjiți de aceeași sfântă floare, ascunși de același verde ram. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut, de toate clipele preasfinte, să ne amintim de la început. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut, de toate clipele preasfinte, să ne amintim de la început. E mult ori e puțin de atunci, când nu de ori se vedeam deloc, cum noaptea ca un fum se duce, cum zorii vin pe cai de foc. Cum noaptea ca un fum se duce, cum zorii vin pe cai de foc. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut, de toate clipele preasfinte, să ne amintim de la început. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut, de toate clipele preasfinte, să ne amintim de la început. Un ceas, o zi, o săptămână, din clipa când curat ușor am mers ca doi copii de mână, pe drum în văzul tuturor. Am mers ca doi copii de mână, pe drum în văzul tuturor. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut, de toate clipele preasfinte, să ne amintim de la început. Te chem tăcut, fără cuvinte, pe banca primului sărut, de toate clipele preasfinte, să ne amintim de la început.
seara, maestre! Vă mulțumim că ați venit și vă mulțumim că ne-ați interpretat această piesă dedicată tuturor femeilor, mă gândesc eu. Așa este. Femeilor, doamnelor, domnișoarelor, mamelor, bunicuțelor și la cei care aduc viață pe pământ și o păstrează. Ia ce, cât de frumos vă spus, femeia, începutul tuturor începuturilor. Vă mulțumim tare mult că ați găsit timp să veniți, mai ales că știu că aveți și un buchet de melodie, de muzică ușoară noi în repertoriul dumneavoastră, printre care și aceasta de mai sus. Da, cochetez și eu, Leac, cu muzică ușoară. Mai mult e o muzică romanțată, așa aș zice, pentru că îmi place genul ăsta de muzică orășănească și încerc și eu așa să nu plictisesc oamenii numai cu muzică populară și la judecata celor care ne ascultă, ne privesc, o fac tot dragul. Cu aceeași modestie, din totdeauna sunteți și ați venit astăzi la noi, dar sunt sigur absolut că toți telespectatorii noștri și în special telespectatoarele noastre sunt încântate de ceea ce au văzut și auzit. Povestiți-ne mai multe despre piesa aceasta nouă, cum s-a născut ea și cine sunt autorii piesei. Vrând să-i fac o surpriză plăcută bunului meu prieten, poetului Vasile Romanciuc, la o aniversare așa deosebită, m-am gândit să înregistrez un șir de cântece pe versurile dumnealui și să fac un CD care se numește Rugă pentru noi. Dumnealui era plecat în Franța cu familia și eu m-am gândit că când s-a întoarce să-i fac o surpriză. Drept că surpriza a aflat-o el, pentru că pe atunci adnotarea CD-ului Rugă pentru noi a scris-o Constantin Tănase, Dumnezeu să-l ierte, și a publicat în ziarul Timpul și dumnealui, fiind acolo în Franța, a citit informația și de-am nu mai era surpriză. Dar mi-am făcut și mie o satisfacție pentru că am selectat versurile care le-am înțeles eu mai bine și am făcut o serie de cântece, așa cum zic eu, romanțate, orășănești, și sunt mândru că mi-a reușit. Îmi place cum sună, cumva așa e ca un joc de cuvinte. O piesă romanțată pe versurile poetului Vasile Romanciuc. Vedeți, romanțată și Romanciuc, nu știu cum joacă bine. Vedeți, dragi telespectatori, cred că asta este de fapt cheia succesul unei melodii reușite. Atunci când se strâng atâția oameni de cultură și artă într-o singură piesă de 3-4 minute, atunci se naște acea minune de cânte care știe să tămăduiască sufletul și să atingă cele mai sensibile strune. Așa că ne închinăm de sănătate și în fața dumneavoastră și în fața maestrului Romanciuc pentru muzica frumoasă. Și cred că și merită și Ion Linkovski, care a făcut aranjamentul și de care mă bucur de colaborarea noastră, așa, mai răruț și mai drăguț, dar totdeauna ne-a reușit niște cântece așa pe placul ambilor, și cu Lilian Vlas și cu Maria Stoianu, care câteodată mai colaborăm așa, și mă bucur întâlnirile noastre. Cred că întâlnirea a două persoane, a interpretului bunoară și a textierului sau a interpretului împreună și cu autorul muzicii, un trio așa, dacă se deschide sufletul la toți odată pe aceeași undă, apar lucruri frumoase și importante pentru lumea care iubește arta. Știu că astăzi ați venit cu mai multe noutăți, deci felicitări pentru faptul că sunteți atât de productiv și creativ. Mai dă Doamne la toată lumea atâta inspirație și atâtea noutăți muzicale. Știu că aveți și un videoclip pe care nu l-ați prea prezentat publicului și pe care v-am rugat să-l aduceți nou astăzi în emisiune. De fapt, am nu tare multe, câteva videoclipuri, așa să le-am făcut cu câțiva ani mai în urmă, că mă temeam de vârstă, să nu mă descoper câți ani am, că spusesem mai înainte, că iaca, încă o leacă și ajung la 100 de ani. Dar de fapt mă simt bine, sănătos și parcă în suflet sunt tânăr. Asta e cel mai important, că tinerețea e din suflet și plus tinerețea asta sufletească, cu toată experiența de viață pe care ați adunat-o și cu toată dragostea publicului pe care ați adunat-o de-a lungul anilor, vă face să fiți tinerețea cumva... Tinerețea e floare rară și trebuie să o păstrăm.
Așa, așa să fie. Despre videoclipul pe care l-ați adus astăzi și despre piesă, vreau să vorbim puțin. Videoclipul se numește Neam Despărțit, o melodie care am îngânat-o de pe când eram elev la școală. Nu mi-a ajutat Dumnezeu să o văd realizat într-un fel. Tot e un cântec în stil orășănesc, e o romanță, nici nu știu cine e autor. Am sezizat undeva, am analizat niște lucruri că ea nu poate fi piesă ori cântec popular. Cineva este autorul, dar am căutat atâtea variante și nu le-am găsit. Textul l-am mai cizelat eu așa. Eu cred că oricine ar fi autorul, mă iertați că v-am luat cumva gândul, oricine ar fi autorul, cred că se simte mândru la această clipă că anume un asemenea artist de talia dumneavoastră interpretează această melodie. Eu știu că melodiile care se păstrează în mintea omului, în sufletul lui, dacă e de lungă durată, atunci și nu se urăște, atunci ea se mai menține așa în suflet și îmbunează lumea sau îi învață niște lucruri. Că din orice cântec cu subiect interesant, lumea învață cum să facă una sau alta sau cum să nu facă. Asta e de folos pentru cei care ascultă și care iubesc arta. Și mai Alina, sufletul poate un om care așa s-a despărțit recent mai plânge, de cineva, cu mai plânge de bucurie sau, sau invers, mai suspină și asta tot e important deci pentru om. Deci schimbul ăsta de emoție. Eu vă propun ca să urmărim videoclipul, ce spuneți? Cu drag. Dragi telespectatori, vă invităm, bineînțeles, și pe dumneavoastră ca să urmăriți videoclipul acestei piese alături de noi, după care revenim la discuție. Haideți să vedem. Ne-am despărțit și tare aș vrea să nu fii supărată, că te-am iubit, e vina mea, tu nu ești vinovată. A fost un joc copilăresc, a fost o întâmplare. Eu mi-am dat seama că am greșit și cât de rău îmi pare. Eu mi-am dat seama că am greșit și cât de rău îmi pare. Dar soarta grea ne-a despărțit, pe drumuri ocolite și jocul nostru din trecut s-a terminat. Iubito,
și jocul nostru din trecut s-a terminat, iubito. Ne-om revedea cu dor cândva, cuprinși de amintire. Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu și de iubire. Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu și de iubire. Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu, nu și de iubire. Felicitări pentru această realizare. Da, foarte mulțumesc. Emoționant și foarte frumoasă producție video. Da, eu cred că se vor regăsi mulți îndrăgostiți. În povestea, da, povestea, povestea dragostei, da. Mulțumim pentru acest cadou, să zicem, pentru că dacă tot suntem în perioada sărbătorilor de primăvară, toate femeile așteaptă cadouri. Nu știu dacă e cadou benefic, pentru că eu temă un subiect așa mai cu lacrimi. Toată lumea face parte din gama de emoții și sentimente pe care le simte sufletul uman. Toți avem și bine și bune și rele, toți am vărsat și o lacrimă, toți am avut și un zâmbet pe buze când am iubit. Adică e ceva prin ce a trecut toată lumea. Ar fi bine veșnic să iubim și atunci cu dragoste, cu iubirea să omul scălește, chiar dacă mai suspină câteodată, chiar dacă nu e îndemânat ceva. Te lasă să te exprimi așa din suflet anumite lucruri. Dar vorba ce e, dacă nu e dragoste, nimic nu e. Așa. Vreau puțin să vorbim despre începuturile dumneavoastră, pentru că chiar mă gândeam în luna asta că ați fost, nu de mult, foarte de curând, omagiat. Apropo, am vrut să vă văd mai aproape de ziua dumneavoastră de naștere, pentru că întâmplarea a făcut ca să ne întâlnim abia acum, dar vreau să vă spun la mulți ani din partea echipei noastre și tuturor telespectatorilor mulțumesc noștri. Mulțumesc tare mult! Și eu să vă doresc multă sănătate! Mulțumesc! Și să vă mulțumim pentru creația dumneavoastră! Eu zic că acum până am unul răzunem să spun că ziua mea nu e atunci când m-am născut, dar anul ăsta ziua mea e tot anul împrejur. Adică sărbătoresc și primesc daruri oricând, ca să mai glumesc. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că de fiecare dată, când am o dată rotundă, o vârstă rotundă, îmi place să bucur admiratorii cântecilor mele cu un spectacol, cu un CD, cu ceva așa, ca să lăs o urmă cât de mică așa pentru iubitorii cântecilor mele. Și anul ăsta nu mi-a reușit din anumite lucruri așa mai triste pentru sufletul meu și am cedat într-un fel o perioadă ca să vin mai cu forță, poate cel târziu în toamnă să reușesc să fac un spectacol și cu cântece noi, un CD, poate o carte, să lucrez la o biobibliografie care
de mai mulți ani mi s-a propus să fac, eu tot am refuzat și acum la o vârstă m-au convins să fac, să lucrez la această carte. Eu credeam că biobibliografiile fac numai scriitorii, numai, dar am fost convins și artiștii trebuie să facă și altă lume. Este ca un fel de dare de seamă la o vârstă anumită. Și am căzut de acord, nu mi-am dat seama că e tare, tare mult de lucru ca să aduni toate spectacolele din ultimii 25 de ani de activitate artistică. Să fie și materiale foto și video, da? Da, și video și foto și spectacolele astea, mă rog, emisiuni radiofonice și alte lucruri de prin ziar, articole. Materiale. Uh-huh. Asta e și, e greu, dar e foarte interesant că te descoperi pe sine însuși, te descoperi la o vârstă mai tânără și vezi și unele lucruri care astăzi le faci cu în alt fel, dar oricum e interesant. Doamne ajută! Să reușiți, mulțumesc, cum ziceți dumneavoastră, în toamnă să... Mulțumesc. Eu, de fapt, nu prea practic să spun ce am de făcut, dar uite, mi se deschide sufletul, nu știu de ce. Ați văzut, aceea suntem la Vedete fără secrete. De la titlul emisiunii se trage, că automat e secretele. Vreau să ne amintim puțin despre începuturile dumneavoastră, despre copilăria dumneavoastră. Dacă zicem copilăria interpretului și omului, Mihai Ciobanu, ce puteți să spuneți câteva gânduri? Copilăria mea... Cred că a fost, ca fiecare la țară, o copilărie interesantă, o copilărie frumoasă, o copilărie cu grijă, pentru că eu am fost cel mai mare în familie, o trebuie să am grijă de toate surorile și frații mei care au urmat după mine. Mama a născut 11 copii, dar a fost o experiență frumoasă, niște chestii care nu totdeauna în copilărie eram de acord cu părinții, așa în sufletul meu, nu mă opuneam, nu. Parcă îmi părea rău, zic, uite, alți copii li se dă voie să se ducă, să se joace cu fel de jocuri, cu bicicletele, să mai primi, dar eu trebuie să leg în surorile, frații, să am grijă așa de niște lucruri prin o gradă, tata îmi dădea în fiecare zi anumit lucru care trebuie să-l fac și seara eram controlat dacă mi-a reușit, dacă... Și acum îmi dau seama că mi-a prins foarte bine. Că a te juca este un lucru trecător. Dar a învăța niște lucruri pentru viață, pentru viitor, e mai important. Adolescența dumneavoastră cum a fost? A fost așa, ca un fulger. Pentru că de la 16 ani am fugit de casă să studiez muzică. M-am sfătuit cu mama, adică tata nu prea era de acord, ca mama mai repet, poate am mai vorbit undeva și acum sunt fericit pentru că mi-am atins scopul și n-am făcut niciodată părinții de rușine. Când a fost acel moment în care v-ați simțit deja în viața dumneavoastră împlinit ca și artist și ca om? În care perioadă din viață? Când ați simțit acea împlinire de plin? Mărturisesc mai clar, mai exact, paradoxal, dar de la 30 de ani încoace. Pentru că atunci am fost invitat într-o orchestră profesionistă. Și atunci scopul meu a fost să reușesc să nu fac de rușine nici dirijorul, nici orchestra, nici cei dragi. Și păi mulțumesc pe această cale lui Ion Dastel care m-a invitat de la radio, unde eram în perioada aceea redactor la redacție de muzicală și m-a invitat să cânt la Mugurel. Eu, de fapt, colaboram cu Orchestra Folclor mai de timp, am cântat în ansamblu Veselie, condus de Petre Neamțu, am cântat vreo 8 ani cu ansamblul Miorița, condus de Vasile Goia, dirijorul orchestrei. Am colaborat și cu alte orchestre, cu Orchestra Lăutarii și acum colaborăm și cu Orchestra Ansamblu Joc, dirijor era pe atunci Gheorghe Șăpșișan și cât de cât o experiență aveam. Dar dacă așa era timpul, dacă nu te aflai într-o orchestră profesionistă să simți gustul scenei din punct de vedere așa, nu trecător, dar zilnic, să-ți dai sufletul, să pui
interes și chipzuință pentru a ieși cu un cântec și a vedea gustul și poate câteodată și ispita față de public și invers, viceversa. Atunci am simțit cu drag și am gustat din pâinea asta grea, dar foarte interesantă. Ajungând la un ceas aniversar, cu siguranță că ați făcut bilanțul tuturor reușitelor, dar și v-ați făcut poate cumva o listă nouă de vise. Ce vise neîmplinite are maestrul Mihai Cioban? Păi visele sunt câte ochi deschiși, muncim ca să facem ceva interesant. Dar visele le-am divulgat de acum, că vreau să, dacă mă ajută Dumnezeu și oamenii dragi care mă știu, mă cunosc, să ajung să pot ieși cu un spectacol și să reușesc să fac CD-ul care să lucrez și îmi pare că va fi un CD interesant. La fel și alte lucruri care, dacă o spun astăzi tot, noi să mai miți la alte emisiuni, atunci să mai avem ce vorbi. Haideți să lăsăm și dar atunci și niște paranteze, pentru că deja am și ieșit cumva din timpul acordat pentru interviu cu oamenii interesanți, cum zic eu, trece timpul foarte repede. Așa că acum o să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit și să vă mai rog să ne mai cântați ceva. Ce ne cântați? Vreau să cânt un cântec dedicat nouă artiștilor. Subiectul acestui cântec este un adevăr despre artiști. N-are importanță, cântăreț, pictor, da, n-are importanță ce domeniu. Dar dedicat artistului, pentru că noi cântăm la alții, punem suflet și dăruim ce avem noi. Dar m-am gândit și pentru noi să avem un cântec care să înțeleagă lumea și să și din alt punct. Că lumea știe numai că ieșim cu zâmbete și flori și tot, dar mai avem și ceva ascuns. Ceva ascuns și încă multe lucruri interesante pentru inimile celor care ne iubesc. Vă mulțumim frumos, maestre, încă o dată. Mulțumesc pentru invitație. Doamne ajută în toate pornirile frumoase. Să dea Dumnezeu. Și vă invităm cu drag în scena platoului nostru ca să ne cântați. Mulțumesc. Dragi telespectatori, astfel încheiem emisiunea de astăzi. Vă las și în continuare în compania artistului mult îndrăgit Mihai Ciobanu, care vine cu drag în casele voastre. Ne vedem și data viitoare, tot aici la Vedete Fără Secrete. Pe curând! Artistul nu e doar o stea, artistul nu e doar un nume, ce mare este inima, artistul-i o întreagă lume. Cuvintele de dor mereu, în haină veche ori mai nouă, lui îi le spune Dumnezeu și artistul îi le spune nouă. Artistul-i înger păzitor, trăiește viața tuturor, trăiește viața tuturor. Dar vrând nevrând te întreb așa, când își trăiește viața sa? Artistul-i înger păzitor, trăiește viața tuturor, trăiește viața tuturor. Cântecul lui e un balzam, artistul-i vocea unui neam. Artistul-i vocea unui neam, în lumea aspră și vicleană. Cântecul lui e un balzam, floare de leac s-o pui pe rană. Artistul nu e doar o stea, artistul nu e doar un nume, ce mare este inima, artistul e o întreagă lume. Artistul-i înger păzitor, trăiește viața tuturor, trăiește viața tuturor. Dar vrând nevrând te întreb așa, când își trăiește viața sa? Artistul-i înger păzitor,
Trăiește viața tuturor, trăiește viața tuturor. Cântecul lui e un balzam, artistul-i vocea unui neam. Artistul-i vocea unui neam. Cântecul lui e un balzam. Artistul-i înger păzitor, trăiește viața tuturor, trăiește viața tuturor. Dar vrând nevrând te-ntreb așa, când își trăiește viața sa? Artistul-i înger păzitor, trăiește viața tuturor, trăiește viața tuturor. Cântecul lui e un balzam, artistul-i vocea unui neam. Partenerul emisiunii este cafeaua Michelodor. Această emisiune conține plasări.